Adolescentul visează la ceea ce el crede că este relația perfectă cu persoana potrivită. Apoi, devenind tânăr, descoperă că acele idei nu devin realitatea vieții lui, deoarece erau generate de imaturitatea sa sentimentală. Dar există atâta imaturitate relațională în viața adulților. Dacă nu-ți dorești relația ca majoritatea relațiilor, nu te îndrăgosti ca majoritatea îndrăgostiților nu fi serios în domeniul în care trebuie să fii cel mai serios. Iar dacă trebuie să încep totul din nou, nu te bizui pe tine însuți. Există o opțiune mult mai bună. Mă bucur din toată inima să vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră care vă găsiți în sală, împreună cu mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, apreciez foarte mult că participați la această adunare. Este adunarea numărul 3 din această zi. Și, încă o dată, mă bucur pentru că comunitatea Philadelphia, Biserica Philadelphia, face parte din viața dumneavoastră. Deci, puteați să fiți în altă parte, ați ales să fiți cu noi, Dumnezeu să vă binecuvânteze, privesc pe camere și vreau să salut pe toți cei conectați cu noi online. Dragii mei, Continuăm această serie, dragoste, întâlniri și dezamăgiri, și vă asigur că ea nu este doar pentru tineri, pentru adolescenți, pentru cei doar care vor să se căsătorească, să înceapă o relație în vederea căsătoriei, ci și pentru cei care sunt căsătoriți, pentru că poți îmbunătăți relația ta de căsătorie, și inclusiv cei care sunt bunici, aveți copii și aveți nepoți. La bunici trebuie să fie cele mai bune sfaturi, iar noi putem învăța de la Dumnezeu cele mai bune sfaturi care bineînțeles sunt extraordinare și am putea să le comunicăm ceea ce Dumnezeu are pentru viața lor. În, în mesajele de, de precedente am tras concluzii și anume că este dureros să vezi oameni care se implică în relații, care le subminează relațiile. Oameni, tineri, persoane care intră în relație și, bineînțeles, acele relații sunt toxice, sunt dăunătoare. Și am tras concluzia, două concluzii, în mesajele de data trecută. Mitul omului extraordinar este un mit nu căuta omul extraordinar, ci trebuie să devin, trebuie să devii omul extraordinar și mitul promisiunii. Nu dacă promiți că va fi extraordinar, vei fi o, o soție extraordinară, vei fi un soț extraordinar, vei fi un partener de viață pe toată viața, nu doar promisiunea, ci trebuie să te pregătești pentru aceasta. De aceea noi participăm la astfel de adunări ca să învățăm cum putem să ne angajăm în relații dătătoare de viață, relații sănătoase și să ne ajute Dumnezeu să le păstrăm, să le avem tot restul vieții noastre. Și noi în cadrul bisericii Philadelphia ne inspirăm și te inspirăm și pe tine să urmărim împreună modelul suprem, modelul care este Domnul Isus Hristos. Este acest model extraordinar care este Domnul Isus Hristos. Dumnezeu ne l-a dăruit pe Fiul, slăvit să fie Dumnezeu. Pe data de 24 vom sărbători, vom celebra intrarea lui Dumnezeu în această lume. El a venit în această lume prin nașterea din fecioară. A fost un miracol, Dumnezeu s-a întrupat, de ce? Ca să ne dea modelul lui sub, uh, uh, extraordinar de viață, să urmăm modelul Domnului Isus Hristos în ce privește relația noastră cu Dumnezeu Tatăl și, bineînțeles, în relația noastră pe orizontală, cum să ne raportăm la relațiile noastre ca să nu ieșuăm. Pentru că trăgeam concluzii și spuneam că modelul extraordinar te va face extraordinar. Noi vrem să-L urmăm pe Domnul Isus Hristos ca să devenim oameni extraordinari, să nu dăm cu stângul în dreptul, să nu avem eșec peste eșec, să nu ne dezamăgim și să ajungem la tragedii în viața noastră. Vrem să reușim în toate domeniile vieții noastre, pentru că dacă Că devii, da? Pentru că, dacă devii persoana extraordinară, împreună cu cei care îl caută pe Domnul Isus Hristos din toată inima, așa, acea persoană extraordinară te va găsi într-o zi pe tine. Te vei bucura că tu, ca o persoană extraordinară, te-ai întâlnit cu persoana extraordinară care se potrivește ție. Și în cadrul Bisericii din Philadelphia discutăm despre. Învățătura despre porunca Domnului Isus Hristos, ce a lăsat Domnul Isus pentru urmașii Lui. Și El ne-a învățat, anume, ceea ce este cel mai important din perspectiva lui Dumnezeu. El a spus porunca mea. A venit să ne învețe o singură poruncă care este fundamentală în viața noastră, ca și oameni în această lume. Religiile pun multe porunci pe spatele oamenilor care de fapt ajunge să fie o corvoadă, să fie o povară. Religiile cer, pretind la oameni multe lucruri să le facă, pe când Dumnezeu din ceruri, Tatăl nostru din ceruri, ne comunică o singură poruncă, cea mai importantă, pe care trebuie să o urmăresc pe parcursul vieții întregi. Și Domnul Iisus Hristos ne spunea, porunca mea pentru voi este aceasta, să vă iubiți unii pe alții, exact cum v-am iubit eu. Și apostolul Pavel explică cum funcționează această, această poruncă în mod practic, și, bineînțeles, că imperativele lui Pavel sunt aplicații ale poruncii Domnului Isus Hristos. Și am găsit de cuvință, am vorbit două duminici la rând din. 1 Corinteni, capitolul 13, despre ce este dragostea, cum este dragostea, cum putem implementa această poruncă în viața noastră, ce să urmărim în viață, pentru că dacă împlinim porunca lui Dumnezeu, porunca Domnului Isus Hristos, asta este tot ce contează în viața noastră. Și porunca aceasta Dragostea, din perspectiva lui Dumnezeu, urmărește aceste calități, aceste lucruri. Cum este, ce este dragostea, este răbdătoare, este plină de bunătate, se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, speră totul, suportă totul. Și această dragoste pe care trebuie să o urmărim din perspectiva noastră este că ea nu este. Evidioasă, da? Ea nu se laudă, nu este arogantă, nu este nesimțită, nu este egoistă, nu se mâne, nu gândește negativ și nu se bucură de rău. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute să trăim această dragoste prin puterea lui Dumnezeu. Dacă doriți arhiva, să ascultați cele două mesaje care au avut loc, care s-au comunicat în Biserica Philadelphia, accesați această această adresă electronică. Astăzi discutăm despre un alt subiect important și încă o dată vă comunic, indiferent chiar dacă sunteți căsătorit, chiar dacă sunteți căsătorită, vă spun că este bine să învățăm mereu și mereu din de la Dumnezeu, de la de la modelul Domnului Isus Hristos. Ce ne învață Dumnezeu când este vorba de relații? Pentru că și pastorul Doru și noi ca și lideri conducători în biserica aceasta ne convingem că oamenii, dacă au de suferit cel mai mult în viață, suferă din pricina relațiilor unde ieșuiază. Dacă ieșuăm în relații, oamenii ajung dezamăgiți. Rănile cele mai adânci, Durerile cele mai mari, dezamăgirile cele mai mari pe care le putem avea în viață, este în momentul când ieșuăm în relații și tragem concluzie că nu mai dorim să trăim, pentru că ne-am fript, am ajuns în, în, în locuri unde nu ne-am propus, ne-am dorit împlinire, fericire și am ajuns dezamăgiți, trădați și, în cele din urmă, nu mai dorim să facem nimic. Din acest motiv, vorbim astăzi despre. Să evităm întâlnirile șerpuitoare. Să evităm întâlnirile șerpuitoare. Și priviți această imagine, cam așa arată întâlnirile șerpuitoare, ceea ce implică instabilitate emoțională, ceea ce implică instabilitate relațională, și ne propunem să vedem cum putem să le evităm. Aceste dezastre în viața noastră. Dorim să evităm aceste întâlniri șerpuitoare și trebuie să înțelegem că putem să le evităm aceste întâlniri șerpuitoare făcând primul pas, dorindu-ne primul lucru, și anume să ne dorim întâlniri extraordinare. Să ne dorim o viață extraordinară, să ne dorim să urmăm exemplul extraordinar al Domnului Isus Hristos. Din acest motiv vă felicit, dragii mei, că sunteți la o adunare unde suntem preocupați de modelul suprem, care este modelul Domnului Isus Hristos. Noi îl implementăm, noi îl implicăm pe Dumnezeu, atât în Domeniul nostru financiar, noi îl implicăm pe Dumnezeu în domeniul nostru relațional, noi îl implicăm pe Dumnezeu dacă ești un tânăr, o tânără, îl implicăm în relațiile noastre, în prieteniile noastre. Noi nu dorim să ieșuăm în viață, încă o dată v-am spus. Deci, cel mai mare dezastru și cea mai mare dezamăgire este în domeniul relațiilor și aici este durerea durerilor. Din acest motiv, noi ca și biserică trebuie să învățăm, să tragem concluzii și să evităm dezamăgirile sub orice formă. Pentru că toți oamenii greșesc în multe feluri. Nu există om perfect în această lume. Toți suntem supuși greșelilor și avem nevoie de mereu și mereu să tragem concluzii, să învățăm unul de la altul și de la Dumnezeu și să învățăm chiar și din durerile noastre, din trecutul nostru. Învățăm din greșelile în domenii care contează cel mai puțin. Dacă o dată sau de două ori ai investit niște bani într-un domeniu și ai pierdut acei bani, concluzia ta este că nu mai merită și niciodată nu voi mai face acel lucru. Nu vreau să aud de acel domeniu unde mi-au luat banii, unde am ieșuat. Dacă ai niște probleme la servici, și știi că acest lucru nu merge în fața șefului, tragi concluzie că dacă mai fac o dată sau de două ori, șeful va ajunge din nou supărat și frustrat pe mine. Din acest motiv, trag concluzii care sunt lucrurile care trebuie să le evit. Când este vorba de domeniul financiar sau profesional, da, este un domeniu care este mai puțin contează, deși contează foarte mult, pentru că nu-mi place să pierd banii, nu-mi place să nu fiu serios la serviciu, dar, cu toate acestea, repetăm greșeli în domenii care contează cel mai mult. Oamenii repetă greșeli la nesfârșit și acestea sunt relațiile personale, acestea sunt familii ieșuate, acestea sunt cazuri când nu se mai poate face nimic. Oameni care sunt trădați, oameni dezamăgiți, oameni care și-au pierdut toată încrederea în unul în celălalt. Din acest motiv, cel mai răspândit mit pe care îl putem întâlni printre oameni este mitul acesta care îl spunem pe față, și anume mitul experienței. Oamenii vor să aibă experiențe și atâta experiență adună, cât mai multe sunt rele decât bune. Și la nesfârșit, Greșim atunci când repetăm acest, acest lucru la, și mereu și mereu greșim în aceste domenii. Nu experiența ne face să nu ieșuăm, ci experiența evaluată. Atunci când tragem concluzii și spunem mai mult, nu îmi permit să fac acest lucru. Nu voi mai permite să intru într-o relație care nu este sănătoasă, care nu urmărește nimic serios în viața mea. Și apostul Pavel, omul lui Dumnezeu, cu toți am auzit despre Apostol Pavel, el ne vorbește și abordează acest subiect din perspectiva lui Dumnezeu și cum să putem dezvolta relații dătătoare de viață, cum putem să ne bucurăm de relații care ne vor păzi, să facem anumite lucruri care ne vor păzi să ajungem în relații care sunt șerpuitoare, care sunt toxice, care nu merită să le luăm în, considerare. Și Pavel vorbește în Romani, capitolul 12, un subiect care poate fi abordat și în cazul nostru. Prin urmare, vândem îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, se va duce stupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujba voastră spirituală. Pavel vrea să spună, acesta este răspunsul vostru natural, dorința voastră ca și oameni față de îndurările lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut totul pentru noi, dar și voi să răspundeți în fața lui Dumnezeu, să, dați, să doriți să vă comportați, să vă conectați cu dorința și voia lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel continuă, să nu vă conformați modelului oferit de lumea acestui secol. Ce vrea să ne spună Dumnezeu? Lumea în care noi trăim este o lume care are comportamentul ei, are felul ei de a gândi, felul ei de a aborda viața, felul ei de a se reaporta la lucruri. Ei au stilul lor de viață într-un într într sfârșit. Și atunci Dumnezeu spune, nu vă conformați. Pentru că ceea ce face lumea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu este opus, contradictoriu voinții, voii lui Dumnezeu. Dacă vă duceți, vă conduceți după modelul, după tiparul lumesc, veți ajunge în conflict cu voia lui Dumnezeu, cu principiile lui Dumnezeu. Citim în continuare ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ce să vă transformați prin înnoirea modului vostru de gândire, da, să vă doriți să vă transformați și să gândiți ce gândește Dumnezeu, ce dorește Dumnezeu, să avem gândul, simțămintul și voința lui Dumnezeu în noi. Iată de ce, dragii mei, noi credem într-un proces de transformare a vieții. Noi credem că oamenii pot să îl cunoască pe Dumnezeu în mod personal și aceasta vă invităm în fiecare duminică, dacă n-ai făcut-o, să-ți dedici viața Domnului Iisus Hristos și să te împaci cu Dumnezeu prin pocăința ta personală. Dar de asemenea noi credem că viața noastră se îmbunătățește în momentul când noi îl luăm în serios pe Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că noi intrăm într-un proces de a ne transforma după voia lui Dumnezeu. Atunci când începem să participăm la aceste adunări de duminică, noi de fapt ce facem? Auzim voia lui Dumnezeu suntem în acest proces de a cunoaște, de a înțelege care este voia lui Dumnezeu privind la viața noastră. Fac aici o mică paranteză. Noi credem, Biserica Filadelfia crede, evanghelicii cred că iertarea păcatelor ne o poate oferi doar Dumnezeu prin credință în Domnul Isus Hristos. În urma credinței personale, atunci când tu îl inviți pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în inima ta, Dumnezeu promite iertarea păcatelor oricărui păcătos care se pocăiește de păcatele Lui. Aceasta înseamnă că partea ta spirituală, Duhul tău, este iertat de Dumnezeu și intră într-o relație cu Dumnezeu. Duhul tău este salvat. Partea ta eternă care nu va, nu va pieri niciodată. Chiar atunci când plecăm din această lume prin moarte, Duhul meu va dăinui veșnic, etern. Și în momentul când mă împac cu Dumnezeu, Duhul meu este salvat. Dar ceea ce se întâmplă în ziua pocăinței mele este că se declanșează un proces de transformare care durează tot restul vieții mele în ce privește sufletul meu. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă transformarea minței mele, transformarea voinței mele, transformarea sentimentelor mele. Pentru că Duhul meu este mort, Dumnezeu spune, împacă cu mine prin credință și pocăință. Și noi ne deschidem inima și ne dăruim viața lui Dumnezeu. El mă salvează de la moartea eternă și Duhul meu este salvat. Am viața eternă. Dar Dumnezeu spune, acum, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Lăsați-vă prelucrați și transformați în sufletul vostru, care implică sentimente, voință și rațiune. Sentimentele voastre au nevoie de purificare, au nevoie de transformare. Mintea are nevoie de transformare. De ce? Pentru că sunteți oameni în această lume și mintea ta gândește, lumește. Gândește din perspectiva acestei lumi. Tu ai nevoie să gândești din perspectiva lui Dumnezeu, să cunoști voia lui Dumnezeu. Și sentimentele tale să nu fie ură și mânie, ci să fie înlocuite cu dragostea lui Dumnezeu care să emane din sufletul nostru. Și Pavel continuă și ne învață ca să puteți avea abilitatea de a înțelege ce dorește Dumnezeu de la voi, iar dorința sa este bună, plăcută și perfectă. Bună, plăcută și perfectă. Ce vrea Dumnezeu? Să cunoaștem voia Lui. Și voia lui poate fi cunoscută de oameni care se lasă în acest proces de transformare pe care îl face Dumnezeu în interiorul nostru, prin Cuvântul Său și prin Duhul lui Dumnezeu care mă înnoiește, mă transformă, îmi dăruiește o perspectivă nouă și totul se schimbă și încep să gândesc ca Dumnezeu. Și atunci când este vorba de relații, am capacitatea să evit, să resping. Relațiile șerpuitoare sau nesănătoase, toxice, care mă poate duce la rău. Atunci când greșesc oamenii, ei au o doză de regret, și dacă sunt și credincioși ca noi, dacă sunt și religioși, se și roagă ca Dumnezeu să ierte. Dar rugăci... regretul și rugăciunea nu sunt suficiente, dragul meu. De ce? Pentru că dacă este doar regret și rugăciune. Nu mă ajută prea mult. De ce? Pentru că dacă vei gândi cum ai gândit, dacă mintea nu este transformată, inima nu este transformată, vei greși din nou și din nou cum ai greșit. Și oamenii mărg din rău în rău, din eșec în eșec, din problemă în problemă și toată viața lor este o tragedie, este o durere și sunt sătui de relații. Și atunci, acele relații în care au ieșuat le-a ruinat inima, viața, pacea, în sufletul lor. Nu mai cred în oameni, nu mai cred în nimic, se izolează și ieșuiază din nou și din nou. Ce să facem? Atunci când rămânem cu o gândire veche și greșim din nou și din nou și din nou, de fapt, ce urmează? Urmează aceste relații șerpuitoare, dezamăgiri instabilitate emoțională, instabilitate relațională. Oamenii sunt derutați în viața lor și, din acest punct de vedere, ajung din rău în mai rău. În Biserica Philadelphia noi obișnuim să spunem lucruri pe nume. Cum putem să evităm aceste relații șerpuitoare, aceste relații dăunătoare, toxice, ce putem face noi? Haideți să vedem. Să identificăm care sunt presupunerile letale, adică toxice. Presupunerile, to lucrurile toxice care îi afectează pe oameni. Mă poate afecta pe mine, te poate afecta pe tine. Când este vorba de relații, când este vorba de întâlniri care duc la dezamăgiri, o presupunere toxică este acest gând. Când voi întâlni omul extraordinar, totul va fi extraordinar. Fals. Când vei deveni omul extraordinar, va fi totul extraordinar. Nu când voi întâlni, pentru că când întâlnesc omul extraordinar, eu nu sunt omul potrivit lângă acel om extraordinar și eu voi strica acea relație, voi strica acea căsnicie ea nu va putea să laude pe Dumnezeu pentru un soț ca mine sau eu nu voi putea să laud pe Dumnezeu pentru o soție ca ea că dacă vii în relație doar pentru a pretinde, doar pentru a cere să, trăia, să demonstreze dragostea cum am citit-o în 1 Corinteni 13 fără ca să iubești conform poruncii Domnului Iisus Hristos nu va ajuta la nimic, va fi un dezastru, nu poți să oferi, să oferi, să oferi la nesfârșit și cineva să pretindă să ia, să ia, să ia la nesfârșit. Nu există această compatibilitate când unul doar profită la nesfârșit. Acea relație este foarte dezavantajată. A doua o presupunere toxică, greșită, da? Letală este, situația mea este unică. Tu nu știi situația mea, tu nu știi cu ce mă confrunt eu, tu nu știi problema mea, din acest motiv nu-mi pasă ce se va întâmpla, doar ca să am o relație. Nu contează urmările ei. Știu că nu este cea mai dorită și cea mai potrivită persoană, dar decât fără ea, mai bine cu ea și atunci fac tot ce pot ca să mențin acea relație care nu este una sănătoasă, nu are valori și principiile lui Dumnezeu și îmi poate compromite statutul meu de copil al lui Dumnezeu. Mă poate duce în zona gri, în zona rea unde să pierd, să-mi să -mi încalc valorile mele creștine, să mă compromit ca și copil al lui Dumnezeu. Acest lucru este atât de greu, atât de rău. Un alt lucru care, pe care oamenii care nu sunt transformați în interiorul lor, în mintea lor, pot, pot gândi acest lucru. Să zic așa, poate nu este bine, dar mă simt bine. Iar Dumnezeu vrea să mă simt bine. Știți ce aș răspunde la acești oameni? Răspunsul este acesta. Dacă îți hrănești apetitul, îți crește apetitul. Vei fi neîmplinit dorind mai mult și mai mult și mai mult și vei merge din rău în rău mai în rău. Și Dumnezeu nu vrea, eșecul meu, eșecul tău, Dumnezeu nu vrea să ajungem oameni nefericiți, oameni care am ieșuat în relație. Vă spuneam, dacă noi facem greșeli în domeniul financiar, ar trebui să tragem concluzie ce să nu mai fac ca să nu mai ieșuiez. Dacă noi ieșuăm în relații, ar trebui să tragem concluzie ce să fac ca să nu ieșuiez, să nu mă las dus de iurișul acestei lumi, de mentalitatea acestei lumi care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Oamenii mări din rău mai rău, că săturile lor sunt din ce în ce mai slabe, fragile. Oamenii se trădează între ei, oamenii se ruinează relațiile între ei. Din acest motiv, vă aduc aminte de nou ce ne învață Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel. Omul lui Dumnezeu a luat acest principiu și l-a adus și ne-l comunică cum ar trebui să funcționeze. De ce trebuie să ținem cont atunci când este vorba de relațiile noastre sănătoase. Și Pavel, repet, ce a zis, prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este slujba voastră spirituală. Acesta este răspunsul vostru la îndurarea lui Dumnezeu. Adică fiți doritori să vă apropiați de Dumnezeu și să-i permiteți acest proces de schimbare, de transformare. De ce? Pentru că să nu vă conformați modelului oferit de lumea acestui secol. Voi sunteți ai lui Dumnezeu, voi trebuie să gândiți ca Dumnezeu, voi trebuie să aveți valorile, principiile lui Dumnezeu, voi trebuie să trăiți după un alt nivel, alt standard decât această lume. Ioan de comunică, apostul Ioan de comunică și spune, iubiți mei, frați, oameni lui Dumnezeu, nu știți că lumea este în cu Dumnezeu. Nu știți că oamenii cei mai mulți în această lume nu, nu sunt preocupați de voia lui Dumnezeu și oricine vrea să fie plăcut lumii, să trăiască după tiparul acestei lumi, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Ioan spune, dar voi alegeți să trăiți conform voii lui Dumnezeu. Și continuăm să citim. De ce? Ca să vă transformați prin înnoirea modului vostru de gândire. Pentru că doar așa putem avea abilitatea de a înțelege ce dorește Dumnezeu de la voi. Iar dorința sa este bună, plăcută și perfectă. Dumnezeu are un plan măreț pentru viața ta. Spune tare, măreț. Dumnezeu are un plan cu copiii tăi, un plan măreț. Roagă-te pentru ei și ajute să înțeleagă că Dumnezeu are planuri mărețe cu copiii noștri. Haideți să-i ajutăm să nu gândească ca lumea, să gândească din perspectiva lui Dumnezeu, să invităm împreună cu noi la adunare, să participe cu tinerii în biserică, să se bucure de un mediu tătătoare de viață. Eu cunosc familii extraordinare care au copii extraordinari și învață la școli publice în oraș, școli extraordinare, sunt bucuroși de calitatea studiilor, de nivelul academic, părinți care spun, este o școală foarte bună, profesori extraordinari. Dar știți, că am vorbit cu unii dintre ei, au spus, ceea ce mă deranjează, ceea ce mă supră, ceea ce mă pune în gardă, este mediul toxic între elevi, de copii. Mă gândesc cum să-i păzesc de ceea ce se întâmplă în școli. Ce, cum gândesc elevii, ce se, ce se petrece între ore, ce se petrece după școală, după lecții. Noi suntem toți, suntem produsul a primilor 10 oameni din viața noastră care ne, ne influențează viața. Adică, care îi apreciăm, care îi respectăm, care îi urmăm. Fiecare dintre noi are un mediu din care face parte. Tu ești la serviciu, ești la școală, ai colegi, ai prieteni, ai vecini noi suntem înconjurați de oameni. Ei, acel mediu poate fi unul sănătos sau poate fi unul toxic. Și, vrei, nu vrei, se anină de noi anumite lucruri care sunt rele din perspectiva lui Dumnezeu. Nu știu ce dacă divorțez de soție, nu știu ce dacă apare o altă femeie la orizont și sunt un om căsătorit, și ce dacă divorțez, și ce dacă, și ce dacă, și oamenii măr din rău mai rău, sfidând voia lui Dumnezeu dragii mei, haideți să alegem mediul în care ne putem dezvolta, ne putem modela mintea, inima, sufletul, după voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Haideți să alegem aceste adunări dătătoare de viață, grupurile bisericii care ne pot ajuta să gândim, să aflăm voia lui Dumnezeu și să o implementăm împreună, să ne perfecționăm, vă spuneam, în sufletul nostru, care implică voința, rațiunea și sentimentele noastre. Tragem concluzia zilei de astăzi, tragem concluzie în această zi și anume ne propunem să evităm aceste întâlniri șerpuitoare, toxice, rele. Transmiteți-le copiilor voștri să aibă grijă cu cine fac relație, în ce mediu se află, să poată destinge prietenii buni de prietenii răi, de oameni cu intenții bune, de ce cu intenții rele? Am spus și la celelalte adunări, îmi aduc aminte cazul pe care l-am avut când eram la facultate, locuiam în cămin și din totdeauna nu mi-au plăcut acei băieți cu intenții rele, când era vorba de relație cu fete, erau neserioși și căutau să intre într-o relație cu o persoană, cu o, cu o fată, dar din start el povestea la băieți că nu are, nu are de gând să aibă o relație sănătoasă, nu va, ur nu va dura cea mult acea relație, doar că vrea să se distreze, vrea ca să o, să încerce, vrea să vadă cam pe unde este, dacă o poate cuceri. Și atunci am avut o discuție cu unul dintre ei, m-am supărat pe această atitudine, pentru că am i-a spus, imaginează-ți 20 de ani înainte, Mergeam pe o stradă din Chișinău și el fluiera o fată și atunci l-am abordat dur. I-am spus, imaginează-ți 20 de ani înainte, tu ești căsătorit, ai o fată, Dumnezeu te-a binecuvântat cu un copil, mai, mai mulți copii, dar ai o fată care este fata tatei. Și fata tatei au crescut și tu ai trimis-o la școală, la învățat, la facultate. Suntem cu 20 de ani înainte și un băiat ca tine o fluire pe fata ta care merge pe strada Chișinăului și o abordează ca pe o fată ușuratică, vrea să o șmecherească, vrea să o, să o prostească și el s-a dat așa la mine și a spus, dă, -s, dă gură. A spus, dar nu dau peste gură. Pentru că așa cum procedezi tu cu această domnișoară, care ai niște intenții rele, la fel, cândva, cineva s-ar putea să procedeze cu fata ta. Și încă ceva să-ți mai spun, ce scrie în Biblie, ce seamănă omul, a ce e cu lege. Dacă tu, la rândul tău, procedezi în felul acesta, peste ani s-ar putea ca cineva să se întoarcă datoria. Și nu uita, așa cum tu n-ai vrea să procedeze cineva cu fata ta, să o ia ușuratică și să o învârtă și să-i să facă neplăceri, să-i facă rău. La fel, această domnișoară este fata, fica cuiva astăzi. Iată de ce vorbim, oameni buni, în modul cel mai serios. Noi, în această biserică, vorbim lucruri pe nume. Noi suntem împotriva flirtului, împotriva relațiilor care nu duc la relații sănătoase, nu duc la căsătorie. Și... Descurajăm orice relație care nu este una sănătoasă, una o relație care duce care sunt dătătoare de viață.